Un grup de copii a aflat astăzi cum e să fii președintele raionului și cum e să gestionezi banii de bugetul unui raion. Copiii au avut și întrebări la președintele raionului și l-au întrebat la direct despre starea drumurilor, când vor avea un cinematograf și de ce nu au un loc amenajat de odihnă în parc. Președintele de țară și la noi funcționarii publici, atunci când dau jurământul, dau jurământul că o să servească Republica Moldova, ei fac declarația respectivă și sărută drapelul Republicii Moldova. Mai mulți copii de la centrul comunitar au venit astăzi la o întâlnire cu președintele raionului. Copiii au fost curioși să vadă nu doar unde se iau deciziile importante pentru raion, dar și cum e să stai în fotoliu de președinte. Da. Nu te gândi. Așa, hai, repijor. Președintele raionului le-a explicat copiilor cât de dificil e să iai uneori decizii. Este un domeniu nou pentru dânsii și necunoscut, ce ține de administrația publică locală. Întrebările au fost simple, dar cu răspunsuri foarte complicate. Spre exemplu, starea drumurilor, amenajarea parcului. Să spunem așa, mai când este foarte complicat să-i lămurești unui copil, de fapt, cum se formează o sursă de finanțare. Dar, oricum, eu mă bucur că copiii au un interes deosebit, chiar îi interesează ce se întâmplă în clădirea asta. Mulți din ei, poate că și de mici, chiar maturi fiind, trec foarte des pe lângă clădirea respectivă și nu știu ce se întâmplă aici. Ne-a stăruit să-i familiarizăm cu însemnele de stat, ce își ține drapelul, declarația de independență. Au făcut o excursie din biroul președintelui și în sala mică, unde au loc ședințele, și în sala mare, unde au loc ședințele consilierilor. Eu cred că le-a fost interesant și mie mi-a fost interesant să fiu cu dânsii. În timpul întâlnirii, copiii au aflat și răspunsurile la întrebările care îi preocupă. Aici am aflat că domnul președinte e foarte bun și că drumurile sunt costă scump și kinoteatrele se fac, se repară și e bine la domnul președinte. El dă bani ca să fie nou bine. Dar tu vrei să fii președinte? Da. Dar de ce vrei să fii președinte? Ca să puneți mulți bani. Mi-a plăcut răspunsurile ample ale președintelui, dulciurile, cadourile, tot mi-a plăcut. Domn președinte mi-a zis, de ce nu-și fac drumurile, nu se ajung bani? Copiii au primit și câte un cadou de la președinte și au rămas impresionați de faptul că nici cei mari nu pot soluționa toate întrebările.